Dar ce să mai spunem, că Steaua care este Steaua și joacă cu 3 spectatori pe un stadion ultra modern, n-am nimic, nu sunt în categoria, nu simpatizez pe Gigi, mă rog, din Călcâie până la Creștet, dar totuși echipa asta are continuitate, joacă ei dacă jucau în prima ligă de când au avut dreptul, încurcă și Liga a doua, încurcă pentru că ei joacă, mă rog, la, din asta așa, fără drept de promovare. Fără drept de promovare și încurcă și pe celelalte echipe, că, doamne, dacă ești acolo, nu-i mai lăsa să joace play-off-ul ăla, nu? Da. Și de ce n-au jucat până acum? Atunci erau cu adevărat Steaua, da, doamne, jucai Steaua cu FCSB în campionat. Aveai un vă punem în legătură, domnule Porumboiu, cu domnul colonel Florin Talpan de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua.